Și Curtea Constituțională a dat astăzi o decizie extrem de importantă pentru toți cei care au carnet categoria B, o modificare extrem, extrem de importantă. Victor Vremena explică. Bun găsit! Rea, bună seara, bun găsit tuturor! Într-adevăr, discutăm despre faptul că acum șoferii care au permis de categoria B vor putea să conducă și scooter. CCR a admis într-un final că această lege să intre în vigoare după contestația președintelui Klaus Iohannis. Totul trebuie să conțină însă și anumite reguli pentru ca aceștia să poată într-adevăr să se urce la volanul unui scooter. Asta pentru că discutăm aici despre mai multe condiții. În primul rând, au voie să conducă un scooter care are cilindrul maxim, atenție, de 125 de centimetri cubi, cu o putere maximă de 11 kW. Pe de altă parte, trebuie să aibă minimum 24 de ani împliniți, trebuie să aibă permisul pentru categoria B de minimum 2 ani de zile. De altfel, sintagma este că trebuie să aibă o experiență de condus cu permisul B de cel puțin 2 ani de zile și, nu în ultimul rând, trebuie să facă și o dovadă de absolvire a 10 ore pentru practică. Practic, aceste lucruri se vor face automat în momentul în care acum doriți să vă urcați, în cazul în care aveți toate aceste condiții și scooterul la astfel de autovehiculă pe care puteți de acum să-l conduceți, după ce vă spuneam că CCR-ul a admis într-un final că această lege să fie valabilă, deși contestația venea chiar de la președintele României.